Dimineața, sunt pregătit pentru lucru, este ora 7 și 20 și ceva. Vreau să ajung la lucru pe 7 jumate, dar se pare că mașina mea e cam înghețată, m-am uitat de pe geam și o să am ceva până se dezgheață, deci o să ajung un pic pe 8. Nu dura chiar așa mult să o dezăpezesc, e doar fără un sfert, deci ajung pe 8 fără 10 la lucru. Da, știu că e o oră ciudată, că nu e 8 fix, dar da, 10 minute până fac o cafea, până nu știu ce, se face 8 și nu mai pierd timpul după, deci e bine, oricât înainte de 8, e bine. Afară sunt acum minus 8 grade, totul este cam înghețat, cred că, nu știu dacă nu mai și nins un pic, dar las că ajungem la birou, la căldură, imediat. Gata, am ajuns și la lucru, ne vedem un pic mai încolo. Salut! Deci iar m-am păcălit, pentru că am venit la 8 fără 10 și cât credeți că e ora acum când plec, este 6 fără 10, deci am stat în plus, foarte mult în plus și mi-e dor de cătă și mai ales de Iosua. Acum merem acasă. Nu știu de ce îți vine când filmezi vlog, cel puțin mie îmi vine să zic merem acasă. Voi nu veniți cu mine acasă acum, dar cred că am chestia asta că vă includ și pe voi, sau nu știu ce să zic, dar cer să zic că eu mă duc acasă și voi vă uitați cum mă duc eu acasă. Cam asta e ideea. Gata, am ajuns acasă. Mi-e cam frig că geaca nu m-a mai luat-o pe mine că m-au grăbit, dar acum băgăm mașina în garaj și merem sus. Din nou am zis merem. Nu știu. Vă includ în planurile mele. Deci am descoperit la stativ, după atâtea luni de când eram, am descoperit o modalitate ca să-l întorc mai repede, să-l țin ca pe un selfie stick. E bine să mai înveți chestii noi după ce ai un lucru de luni de zile. Dacă tot îmi era dor de Iosa... Hai, plânge, țără, plânge. Hei, aici stai. Ce picioroș mic. No, ce e asta? Am plâns ca să doarmă la pe. Cum am pus mâna pe el, cum adorm? Am mână magică. Sau, îți creme să faci ceva în Pampers? M-am chinuit atâta să bag mașina în garaj și acum plec la Kaufland și ar trebui să o scot. Prima dată când îi lipt așa aproape de noi. Așa e când e și soț și tată. Trebuie să ajuți familia. De fapt, eu mă duc mai mult și pentru mine să-mi cumpăr lapte. Deci, prima dată în ultima săptămână când vin la Kaufland și nu m-am enervat, nu a fost cad de la casă, am fost primul și am plecat repede acasă. Se poate, se poate!
M-am făcut aici un shake, uai ce bun, nu mă așteptam să iasă așa bun, dar vă arăt și de ce. Am luat prima dată de la Kaufland, așa ceva, lapte de soia și de orez. Deci shake-ul iese mult mai bun de la, iese mult mai bun cu lapte din ăsta. Am mai pus și banane și le-am pus la blender. Dar se pare că bananele au mai rămas la fund, trebuie să-mi duc o lingură să le mânc. Cătă se chinuie să-l trezească, să-i dea de mâncare și el nimic. El doarme dus. Nu vrea să-l trezi. Nu, așa, nu, el semi-trezit. E semi-trezit, dar nu vrea să mânce. Să se trezească. Stă numai și lenevește, stă și pute. Nu l-a mirosit la Pampers, dar poate pute la Pampers numai. Care se-l miroase bine, miroase bine. Doar să-mi fac un ceai și după aia vă zic ce-am pățit azi la poștă. Pe ceaiurile astea tot timpul scrie câte un citat sau... E ca un fel de fursec de ăla cu răvaș. Hai să vedem ce scrie pe ăsta. Love has no boundary. Nu mă pic. Deci, dragostea nu are limite. Bun, m-am făcut ceaia până se răcește, hai că vă zic. Deci am plecat de la lucru și m-am grăbit. Am mers foarte repede prin oraș. Am venit până acasă să-mi iau avizul. Că am primit un aviz că am primit ceva din Statele Unite, un pachet din America. Și l-am primit în 17 și azi suntem în 23 și am zis că... Na, să mă duc să-l iau ca să nu-l trimit înapoi. Nu știu exact câte zile trebuie să stea să-l trimit înapoi, dar m-am dus. M-am interesat pe site, zicea că se lucrează azi la poștă și m-am dus acolo, am ajuns la când era pauza de masă. Ei de la 12 la 12:30 au pauză de masă. Nu-i problemă, am ajuns pe la 12:20 am zis că stau 10 minute. Când stăteam pe hol, a ieșit un nene și m-a întrebat dacă acolo aștept, am zis că da și m-au luat așa, m-au zis că e pauză de masă, l-am întrebat dacă e deschis, că pe ușă scria că e închis azi, deși pe site scria că e deschis. L-am întrebat, omul a zis că e deschis azi, da, sigur, așteptați 10 minute, vine, se trage de la masă și când așteptam acolo, iese de acolo, de la locul de unde așteptam eu, iese o doamnă îmbrăcată, echipată, gata să plece acasă cu geanta, la umăr și iese și mă întreabă, aici așteptați? Da. Păi, nu vă uitați ce scrie pe ușă, că e închis azi, nu lucrăm. Și i-am zis că un domn mi-a zis că să aștept că se lucrează azi și plus de asta pe site scrie că se lucrează normal în toate subunitățile. Și zice, da, în toate subunitățile se lucrează, dar trebuie să vă gândiți că noi lucrăm cu vameși care sunt bugetari. Și vame și n-a venit azi la lucru, deci nu vă putem da coletele, pentru că trebuie să fie examinate de vameși. Și, da, așa m-am pierdut eu 20 de minute, jumătate de oră astăzi, crezând că pot să-mi ridic un pachet, când de fapt nu puteam, pentru că vame și nu lucrează și ghișeul respectiv de primiri din afara Uniunii Europene era degeaba. Că nu lucra nimeni acolo. Adică era deschis, dar de aia și pleca tanti acasă. Că ea n-avea ce să lucreze pentru că nu putea să dea pachete fără vameșul care trebuie să semneze și să verifice pachetele. Deci cam asta s-a întâmplat azi. România. Ceaiul ăsta este ceai de detox și ar trebui să-l beau așa dintr-o dată și fierbinte. Nu știu dacă se poate. Am ard de gâtul. Gata! Voi ce faceți mâine de 24 februarie, ziua principatelor? Nu știu ce se face. Ce face băiețelul? Pregătit de băiță? Băiță! Ești pregătit? Vin! Iară se enervează, dar să vedeți ce cuminte când se bagă la baie. Hei, goluțule! Goluțul!
Hai, așa că vin să te aud așa un pic. Gata. Uite, gata ai. Gata. Eu nu mă văd. Și eu sunt aici. Ce ziceam? Cel mai cuminte. Îi place mult la baie, se pare că. S-ar bălăci el mai mult dacă ar putea. Uite-l. Uite-l! Bălăcește-te, tata! Stropește camera, stropește că te las! Uite-l! Adoră! Gata, băința, tata! Gata! Drăcuța asta! E supărat? Vrei să te mai lăsăm? Numai să nu plângi, bine? Mai abia și niuță, să nu murdărești asta. Tot mă stară murdărești data trecută. Da, poate îi place. Se simte mai pufos la fund. Să fac un caca în prosop. Uite, se scremea pe. Mai tare, tata, mai tare! Poate îmi scot și mie muci. Strigo pe mama, strigo pe mama să-ți dea mâncare. Strigo, că-ți mânc eu nasul. Făcut ca o divă. Am convins-o pe Cătă să ne uităm la Vikings. Eu am mai văzut primul sezon, cred că și al doilea, dar am rămas în urmă și acum ne uităm amândoi, pentru că nu mai avem la ce serial să ne uităm. Și noi când stăm așa și nu avem ce face, ne uităm la câte un serial. Așa că acum am pus să caut sezonul 1 din Vikings. Mereu să ne uităm la Vikings și revin mai încolo să editez vlogul. Cât e ora, Cătă? Da, deci 3:30, n-am mai apucat să editez și mă culc acum, sper. Ne vedem mâine. Mi-a ținut eu zi 3 ani, nu mai pot vorbi bine la ora asta. Acum, înainte să editez vlogul, mă pun să fac un shake. Gata, am shake-ul. E foarte bun și mă pun să editez vlogul care o să-l vedeți, adică care îl vedeți voi acum. Gata, am editat vlogul, până acum am 14 minute și 40 de secunde și cam atât a fost pentru vlogul acesta. L-am început ieri în 23 ianuarie.
Dar pentru că azi este zi liberă, n-am prea făcut nimic, nu m-am stat acasă, au fost părinții mei pe la mine, acum e Andreea la noi și na, m-am gândit să fac așa pe două zile, plus că aseară, după cum ați văzut, la ora 3:30, bebe plângea și ne-am culcat pe la 4, cred că am adormit. Și de aia azi n-am prea filmat nimic, dar după cum vedeți, același tricou de seară cu Gemba, fac reclamă la Gemba, e același tricou pentru că n-am plecat niciunde, n-am ieșit din casă, deci de aia n-am filmat nimic azi, în 24, a fost o zi liberă, ne-am relaxat și mâine mă duc din nou la lucru. Cam atâta pentru vlogul acesta, noi ne vedem la următorul, până atunci v-am pupat. Ciao!